Seria A Milano-Inter, sâmbătă, ora 19, DigiSport 2. Liga 1, FC Voluntari, Fast, sâmbătă, ora 21:45, DigiSport 1. RC James a decis să și extindă contractul cu Chelsea, deși în trecut a existat un posibil interes al Real Madrid. RC James își va extinde contractul cu Chelsea. Fundașul cu mâna dreaptă a impresionat în dubla etapă că cele două trupe au jucat în ultimul sezon al Ligii Campionilor. Iberienii au fost impresionați de multiplele arătate de James, care a evoluat la fel de mult ca un apărător drept ca un apărător central, în ambele situații la un nivel extrem de ridicat. Să a scris chiar că Real Madrid a pregătit peste 80 de milioane de euro să o ia vara, dar până la urmă sfârșitul pieței, iar dorința engleză de a rămâne în Stamford Bridge a făcut vreun interes posibil pentru iberieni. Deșeuri. El va semna prelungirea contractului cu Chelsea până în 2027 și va deveni cel mai bine plătit apărător din istoria clubului, spune presa din Anglia. Înregistrările au apărut în Premier League. Cluburi cheltuite pentru transferuri precum celelalte patru topuri din Europa. Nu pentru nimic Premier League este cel mai bogat campionat din lume. Cluburile din prima ligă engleză au petrecut, în această vară, 2,2 miliarde de euro, potrivit unui studiu realizat de renumitul companiei Deloitte. Suma este cu 67% mai mare decât cea cheltuită de englezi în vara anului 2021 și cu 34% mai mare decât recordul anterior, stabilit în vara anului 2017, adică 1,62 miliarde. Sumele în cauză sunt dezgustătoare. În plus, această sumă de 2,2 miliarde de euro este cu 3% mai mare, chiar și comparativ cu recordul unui sezon întreg, adică cea stabilită în două perioade de transferuri consecutive ale unui singur an calendaristic. În același timp, suma netă este de 1,16 miliarde de euro, ceea ce înseamnă că a depășit pentru prima dată în istorie 1 miliard de euro, ceea ce este un nou record. Vezi aici cele mai importante transferuri din Europa, făcute în această vară. Cele mai importante transferuri din Europa, efectuate în această vară. Antony este cel mai scump transfer din această vară. Premier League a cheltuit pentru transferuri de 2,2 miliarde de euro în această vară, un nou record. Cheltuielile nete reprezintă 18% din veniturile estimate pe care le vor avea cluburile din Premier League până la sfârșitul acestui sezon. În același timp, suma este cu 10% mai mare decât vara precedentă. Banii cheltuiți în această vară pentru transferuri de premii.